De fapt, am jucat mai mult creative, mi se pare mult mai interesant. Da, și eu. Da, și eu, dar am luat și Save the World de curând. Da. Mie și mie îmi place Save the World. De fapt, când am început să joc, foarte mai plăcut mai mult Save the World, dar apoi am început să-mi placă și Battle Royale. Da. Da. Ce faci acolo? Unde stai voștri? Gata, nu. Gata. Hai. Ce căutați acolo? La culcare. Da, mă vedeți voi mâine. Loc de joacă aici? Măi, la orice spital s-ar fi dus, până acum era înapoi. Ei, nicio șansă, cum a intrat înăuntru, au închis porțile și hați, gata, ești al nostru. Doar dacă ajung la nebun. Acolo, domnul Nino, bine ați revenit, rezerva dumneavoastră este neatinsă. Da, de COVID. Exact. Dacă s-ar fi dus la unul normal, e posibil să... La normal nu l-au primit. Îți dai seama, au verificat temperatura și l-au trimis direct acasă. Oh, dar de unde știi tu? Uite că așa se procedează. Așa scrie în ordonanță. Dacă îi dădeau drumul, se întorcea de mult. Olga zicea că a plecat pe la 4. Da, mă, să ia aer, nu să se ducă la... Dar la câte nebunie, i s-a părut că doare ceva și Glonț a fost primul la spital. Da, și ea l-au băgat la păstrare, că zilele astea sunt înnebuniți după bolnavi. De ce? Să justifice banii dați pe combaterea pandemiei. Da, că acum orice te duci cu orice boală, te duci, te trece și la COVID. Dar nu m-ar mira, să știi. Dacă ai gândit, ar mira. Eu nu știu, dragă, cine nu gândește. Aia care cred în tâmpenile cu spitale goale și disperare după bolnavi. Auzi, eu încerc să te informez puțin înainte să ne cerți. Auzi, eu spre deosebire de voi chiar mă informez. Da, din comunicatele oficiale. Oricum mai bine decât din viziunile lui Selu și ale lui... Uite, fii atent aici, acasă concret, da? Am auzit de o persoană care s-a dus la spital cu febră și dureri de burtă, vom avea apendicită. Aia s-au prins imediat cei cu el, l-au operat pe loc, dar după l-au mai ținut în spital o lună să se facă bine și de COVID. Păi da, poate avea și... N-a avea niciun COVID, dar l-au trecut pe răpoș, știi, să le iasă la număr. Iar dacă murea... Merge să moară. De peritonită. Sau de plictiseală. Da, era trecut tot la COVID. Da, cazul 1234. Auzi, de unde ai auzit, Cati, de asta cu apendicita? Direct de la sursă. Ah, de la omul operat. De la cineva foarte apropiat. Sursele nu se divulgă. Adică de la cineva care știe pe cineva, niciodată cu nume verificabil, nu? Vrei să faci o plângere și ai nevoie de nume? Nu, n-am nevoie de nume, că le știu deja. Selu, Don, Cati și încă un milion de fraieri din poporul ăsta de proști. Tu faci fraieră pe Cati? Dar la mine n-ai obiecții, Selu? Care popor de proștenii? Al nostru! E, hoț, da, prost, nu. Așa crede prostul că e hoț. Auzi, Demi, le avem noi pale noastre, dar proști chiar nu suntem. Da? Și de aia suntem ultimii la toate? Că suntem leneși, nu că suntem proști. Ce prost își dă seama cum e. O, sigur nu ăla fudur care crede că le știe pe toate. Tot nimic? Nu. Asta e un oximoron, Aki. E o întrebare. Ați aflat ceva de Nino? Nu, nimic. Poate s-o fi întors acasă, cine știe. Băi, nu s-a întors, că ne-ar fi zis Bolga dacă... Pe toate le știi. Eu acum 5 minute am închis cu ea, nu venise. Ai văzut? Cum să plece fără telefon? În grabă, cum? Da, a ieșit doar în jurul casei. Eu și când mă duc pe lângă casă să-l plimb pe Luca, tot îmi iau telefonul cu mine. Păi, dar normal, să caut niște conspirații online. Măi, Demi, dacă ți se pare că suntem prea fraieri pentru tine, dar nu te obligă nimeni, dragă, să te prostești lângă noi. Ei, eu și să vreau, nu am cum. Să te prostești? La ea treaba e deja făcută. Exact. Ei, Cati, Demi, mai ușor. Măi, stai, Cati, ce, încerc să mă scoți din grup că nu vreau să mă închin la teoriile tale și ale lui Selu? Păi, terminați odată cu ceartă. Pe voi chiar nu vă interesați că Nino a dispărut de atâta ore? Păi, ba da, că de-aia... De-aia mă certați. Că suntem stresați. Beni, tu de ce bei cafea la ora asta? Că e bună, dar tu de ce nu bei? E slabă, oricum, este cafea la te. Că pentru mine e prea târziu. Da, și pentru ea e, dar și-a luat utilajul ăla nou. Cum îi zice, mă? Tassimo. 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 Tassimo, nu Tassimo. Tassimo, am înțeles, da, nu contează cum îl cheamă, ea trebuie să și-l arate. Nu trebuie să arăt nimic. Tot timpul te arăți. Mai ales când e stresată. Și unii rezistă mai prost la stres, știi? Dar tot rezistă, altele în schimb și-au pierdut cu totul busola.
Ia stai așa, cam cine și-a pierdut butoala? Te recunoști? Aoleoleoleo, cât noroc ai cu izolarea asta? A, că mi-ai fi înfipt mâna în păr. În alea trei fire, nu aveam dragă de ce să apuc. Ia uite, uite, imediat iese mahala din tine. Băi, măcar eu am ieșit de mahala. Bravo, Cati! A ieșit, dar te trage înapoi. Păi degeaba mă trage, că nu mai e loc de tine înăuntru. Băi, gata, opriți-vă, e 10 și 10. Așa și? Și la ora asta Nino nici nu mai are voie să iasă pe stradă. Dar să intre are voie. Îl omor. Bă, îl omor. Nu mă întrebați pe cine? Nu mă întrebați că știți, normal, toată lumea știe, până și Bobby s-a prins. Numai el. Bă, din toate zilele, fix în ziua asta și-a găsit să dispară așa? Păi, dacă ar fi dispărut ieri, era mai bine? Bine, era altfel. Da, se știe că disparițiile de joia se rezolvă repede. Schimbarea de vinerea rămân nelucidate. Nu de vineri e vorba. Dar de ce e vorba? De proști care întreabă de ce. De unde să știu ce e în capul tău? Păi aveai de unde să știi, dar mă rog, nu mai contează. Mă rog, nu știu voi ce credeți, dar să știți că eu mă gândesc la cei mai rău. Să aibă COVID? Amnezie, să nu mai știe de... Mă zic că vă am oprit acolo pentru experimente. Da, că nu mai găsesc pe nimeni. Ca el? Sigur nu. Sau poate are o amantă. Alta? Care alta, domn? Sper că nu mă pui și pe mine la socoteală. Azi toată ziua un telefon nu mi-a dat. Păi, dacă a plecat fără telefon? A plecat la 4, Achi. Dar înainte, da toată dimineața, m-am uitat de 100 de ori la ecranul ăsta, venea să-l sparg. L-am și oprit, l-am repornit, am zis că e o problemă, că o fi blocat, că o fi ceva, l-am pus și pe Bobby să mă sune. Dar ieri dimineață de câte ori te-a sunat? Niciodată, deloc. Cealaltă ieri? Nimic, de 4 zile. Păi și în dimineața asta de ce te-a sunat? Telefonul de 1000. Zici? Zic că în dimineața asta, dă cățelul mai încetul ca tip. Mai, gura, zi. În dimineața asta, zic, de ce și-a mai verificat telefonul, de 100 de ori? Cine și-a verificat telefonul? Eu am verificat telefonul. Păi tu, că doar nu cățelul lucrat. Concret, în care pune întrebări inutile. Dar nu sunt inutile, eu încerc să... Hai, nu mai încerca, că o să te rănești. Bă, da. Știți ce a trebuit eu să fac acum, înainte să intru, știți? Nu știți, de unde să știți, că nu știți voi lucruri mai importante. Am sunat-o. Pe cine ai sunat-o? Pe bune, chiar trebuie să vă zic tot. Nu faceți nici cel mai mic efort să... Da, facem, dar ai putea să fii și tu puțin mai clară. Ce trebuia să știm și nu știm și pe cine ai... Cati! La tine chiar nu mă așteptam să nu știi ce e de știut azi. O, nu, Demi le știe pe toate. Eu doar... Auzi, nu te liniștești până nu încep ceva cu mine. Doar ți le dau înapoi, știi? Poc! Am sunat-o... pe ea. Acum e clar? Deci n-ai sunat-o pe el? Da, mă, pe Olga? Da. Prima dată după... Salut! Ai tastat greșit? Așa mi-a zis. Adică, Nino a dispărut și ei arde de glume. Am trecut peste și am zis, voiam să văd cum ești, că am aflat de la ăștia din grup că Nino nu e și mă gândeam dacă pot să vă ajut cu ceva, să fac ceva, să... Ai făcut destul. Nu, pe bune? Pentru că sunt o doamnă, nu i-am răspuns că dacă aș fi făcut destul, acum ar fi sunat ea pe mine să mă întrebe unde-i Nino. Și am rugat-o doar să ne anunțe și pe noi dacă află ceva. Și acest? Oh, pe tine prima. Și-a închis. Amabilă, ce să zic? Exact. Nu, are motive. Niciunul între mine și Nino nu mai e nimic. Da, dar ce a fost? Păi tu n-ai obosit să faci mereu pe moralista? O, dar tu poți să te ocupi și de alții în afară de mine? Da, imediat ce te ocupi și tu numai de ale tale. E, n-ai grijă că mă ocup. O, inclusiv de ce a fost? Da, ce a fost? Că înțeleg că pe la filmări s-au mai întâmplat mici accidente. Măi, Cati! Ce accidente? Soțul tău știe că pe Sfânta de la Greacă, atunci când o apucă noaptea târziu cu colegii,
face tot felul de chestii. Păcate, tu ești geloasă pe Demi? Nu sunt, dragă, geloasă, doar încerc să... Păi, Selu, ce i-ai zis? Dar nu i-a zis, mă, nimic, ce să-i zică, nu i-a zis nimic, ce să-i zică. N-aveai ce, n-aveai ce, dar se pare că... Că ceva i-a zis tot. Hai, mă, don, mă. I-ai zis că între tine și Demi... S-a întâmplat ceva? Absolut nimic. Nu, nimic, același nimic dintre Ana și Nino. A, nu, nu, în cazul meu și al lui Selu chiar nu... Auzi, Selu, ce i-ai zis? Nu i-am zis, băi, ce să-i zic, mă, Demi, dar tu, ce să-i zic, că nu i-am zis, i-am zis eu ce i-am zis. Păi ce? Păi ce, că i-am zis că mai stăm și noi seara la povești, nu? Păi da, doar la povești. Păi lasă, povești. Că sunt povești și povești, nu mai... A, și de-aia mă ataci într-una de câteva zile. Nu, tu mă ataci. Eu doar încerc să vă vezi, mă. Dați-mă puțin. Eu chiar trebuie să faceți asta și astăzi? Ce? Dar ce are astăzi? Păi nu știți? Băi, s-a pierdut Nino. Nici tu, Achi. Păi de unde să știu eu unde e Nino? Dar altceva, nu știi? Dacă ar fi avut un telefon, aș fi încercat. Eu nu mai vin la mea. Ce, că a plecat Nino? Da, sau că nimeni nu știe că azi... Stai mă, ieri seară, după ce voi ați ieșit, eu am rămas... Bă, acum îmi dau seama. Mamă, am rămas cu el la un pahar și i-am zis că ăștia ne monitorizează prin telefon. Da, și parcă el nu știa. Bine, ce să știe că nu sunt monitorizate? Băi, vezi cum ce-o cauți! Mă, și i-am zis că, tot ce facem noi, toate, ne urmăresc toate mișcările prin telefon. Dacă azi a plecat fără telefon, nu e o întâmplare. Nu l-a uitat, a vrut să-l lase acasă. Păi dacă l-a lăsat acasă special, e clar că avea de gând să facă ceva interzis, nu? Logic. Amante, v-am zis. A, nu, de când cu prepelițele nu mai are timp de amante. Și atunci? Nu știu, o fi vrut să tragă un joint în aer liber? Păi dar își lua telefonul, că detectoare de fum încă n-au instalat. E sigură? Ia uite, mă, acum cine provoacă? Gata, dar... Nu știu, că poate l-au pus lângă chipul ăla, ascuns în vaccinuri. Băi, te joci cu focul, Demi. Bă, nu, mă, nu, vă zic eu sigur. Sigur are pe cineva. De-aia și renunța la mine. Păi parcă tu ai renunțat la el. Ca să-i iau înainte. Pentru că era clar că și-a găsit altă proastă. Da, e țara plină. E proastă ca Ana. Selu, bă, știi, să vă fie rușine. Ana, ei sunt proști. Să știi că domn chiar a încercat să te împace, dar tu... Da, mă, n-a încercat nimeni nimic. Dai, mă, liniște. Nu stau nicio liniștită, că nici lui, nici vouă nu vă pasă de mine. Dar nu ia-te fără, mă, zău așa, pe bune, nu? Chiar... Nu, chiar de când ne știm? Ce să ne știm? Ce să ne știm? Noi toți, voi și cu mine. E ceva vreme, nu? Și în fiecare an, cam pe vremea asta, eram împreună. Eram mereu împreună și suntem. Păi și totuși azi niciunul, dar niciunul, n-a sunat să-mi zică și mie. Eu te-am sunat imediat cum am aflat că Nino a dispărut. Bravo! Dar mai aveai și alt motiv să... Bă, ce zi e azi? Ziua care a dispărut Nino! Achi, mă enervez rău de tot! Dar ce mă azi? Azi e vineri, na. Așa și mai ce? Începutul weekendului? Aoleo, și răstignirea pe stil vechi. Și întâi mai. Și întâi mai gândiți nițel înainte să vorbiți. La ce mai să ne gândim? Ce mai sărbătorim noi? Pe întâi mai. Aoleo, are dreptate, frate! Are dreptate! Are dreptate! E ziua muncii! Na, acum e ziua șomajului tehnic. Corect. Bă, și ziua? La Buceana! La Buceana! La Buceana! Mulțea trăiască! Mulțea trăiască! La mulțea! La mulțea! La mulțea! Ana! Da? Copiii au făcut desenul. Păi se vede. Mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani. Nu știu ce să zic, dar Nino e băgat și el unde e? A, nu, Nino chiar nu știm. Ce? Nu știm. Ce?
Da. La mulți ani, Ana! La mulți ani, Ana! La mulți ani! Grațios! Băi, ți-am trimis curier! Ah, ăla care sună la ușă ca tâmpitul și eu am zis, da, Bobby nu mi-a zis decât de cadou de la el. Dar ce ți-a luat? Ceva mișto. Ce? Ce? Un set. Un set de oale de la Ikea. Wow! Bravo, Bobby! Exact ce-mi doream. Vezi ce înseamnă omul care te înțelege cu adevărat. Exact! Ah, stai așa. Ce mai știu de la voi? De ce ați luat două? Nu, unul ți-am luat noi. De unde l-am? Băi, e de la Bobby ăsta, da? Știi cum e el mai timid, așa mai modest? Da, și proasta îl ceartă mereu. Da, și el se răzbună, frate. Un set de oale pe bune. El a luat pentru el, a prins moment. Exact. Nu e de la el. Ăsta al doilea buchet. Nu? Nu, zice că l-a găsit în fața ușii când s-a dus să ducă gunoiul și s-a gândit că l-a fi uitat băiatul ăsta de la livrări. Și n-am mai vrut să sune încă o dată la ușă să nu sărim pe el, că e o prima dată când am sunat, am cam țipat. Auzi, dar poate ai un admirator secret. Sau poate trebuia ăla să-l ducă în altă parte, n-a mai avut chef și a fost leneș și l-a lăsat acolo. Ole, au greșit aia de la florărie. Și ne-au luat 9 bani de 2 ori? Nu cred. Salut! Băi, frate! Bună la ora asta! Băi, dar asta... Băi, dar ți-a fost rău? Băi, dar eu ajuns la spital? Și ți-au mai dat drumul de acolo ție? Stați, măi, puțin, că abia am intrat și a sărit. Bă, asta pe mine. O să mai sară și alții. Nino, unde-ai fost? Imediat, măi, am vrut doar să le spun salut. Stai, mă, unde-ai fost? Mă, știi unde-ai fost? Nino, ce zi e azi? Nu pot să mai stau. Nino, nu pleacă, că arunc cu florile astea după tine, Nino! Păi așa era pe vremea aia, așa era. Își lua fiecare ce avea prin casă și ieșeam la iarbă verde. Sau, mă rog, cum era iarba la fiecare. De asta zic că eu dacă de 1 mai nu ies un pic la aer, pe mine mă apucă și mai tare. Mă rog, ce mă apucă pe mine? Da, nu, ăsta am zis de dimineață. M-am trezit și am spus, dom'le, ești pe izolare, ești pe distanțare. Stai liniștit în casă. Liniștește-te, gata, păstrează-te pentru la an. Și am rămas acasă. Și am început să mă gândesc când s-o sun pe nebună. Să-i zic la mulți ani, că na, e ziua ei. Să nu sun nici prea devreme, să nu creadă că gata, iar rulând de la capăt. Nici prea târziu și nici să nu se audă prin casă. Până la 3 jumate, să zic. Mă rog, dormea toată lumea de prânz și am luat telefonul. Am ieșit pe balcon și când s-o sun, mi-a picat fisa. Păi fetițele mele nu dorm din cauza mea. Din cauza mea nu dorm. Pentru că ele simt toată neliniștea asta din mine, toată... Eu nu de veterinar am nevoie. Eu am nevoie de armonie interioară. Așa că am hotărât să ies. Ca să mă obosesc un pic, să mă armonizez, să mă aliniez eu cu mine. Asta e și nu era cinstit să ies doar eu, nu? Să mă bucur numai eu de vremea asta frumoasă. Am luat-o și pe Augustina. Mi-am tras un hanorac pe mine, am băgat-o frumos înăuntru și am ieșit afară. La început era un pic stresată, dar după aia, Doamne, cât s-a bucurat! Doamne, cum se bucura! Cum piuia, dădea din aripi. Îi simțeam... Da? Și roteau ochișuri, așa, peste tot. Ce mai bine? Și eu am fost de nota 10, am dus-o peste tot. Am dus-o
la Casa Poporului, am arătat metroul, am dus-o la Antipa, era închis. Mă rog, și când ne întorceam, am trecut pe lângă o florărie și am simțit nostalgie. I-am văzut nostalgia în ochi. Și atunci i-am cumpărat un buchețel. Și de aici a început nenorocirea. Eu acum nu mai puteam să țin frumos regulamentar cu amândouă mâinile, că aveam buchet într-o mână. Și o băgasem în hanorac, o țineam strâns, să nu pot deoa că e vreo invidioasă. Dar cum o țineam așa cu mână, ea se zbătea, eu o strângeam și mai tare. Și cum țineam așa strâns de ea să nu cadă. Și la un moment dat simt că nu mai mișcă, nu mai, și zic, Doamne, o sufoc, o storcesc de tot. Când mi-am dat seama ce era să fac, zic, arunc buchetul, dar îmi părea rău de bani. Și pentru că Augustina nu mersese niciodată cu tramvaiul, zic, ia stai așa. Și am luat tramvaiul 3 stații, de unde eram noi, până la Ana, în fața blocului. Am urcat și i-am pus buchetul pe preșul de la intrare, ca să vadă și ea că sentimentele mele au fost sincere. Și acum mi-e frică să nu fie geloasă. Augustina. Dar mă revanșez eu, la anul. Pe 14 februarie. Sau pe 8 martie. Ia-ți șosetele alea bune, umple bolul cu alune. Era bun și un discobol, poate și niște alcool. Dar n-ai formular printat, fiindcă nu te-ai ocupat. Deci la Mega nu cobor, fără bere n-o să mor. Îți pui treningul la Puma și arunci din gură guma. Pui la infuzat un ceai, o să zici că e mai tai. Și pentru iluminare ai beculețe dansatoare și în stomac ai dans de fluturi, doar dansând poți să îi scuturi. E timpul să shine la party-ul tău online, până nu se duce hype-ul. Deschid odată Skype-ul, dă petrecere în bucătărie.